Sezonul de iarnă se apropie cu pași repezi, iar hotelierii și administratorii instalațiilor de transport pe cablu de pe Valea Prahovei au intrat în linie dreaptă cu pregătirile. Majoritatea ofertelor și a pachetelor pentru sezonul hibernal au fost deja finalizate și așteaptă pe pasionații sporturilor pe zăpadă. Pentru cei care se gândesc să-și petreacă sărbătorile sau vacanța într-una din stațiunile montane de pe Valea Prahovei, veștile sunt bune. Deocamdată, hotelierii nu au majorat prețurile la pachetele turistice, iar tarifele la instalațiile de transport pe cablu au rămas aceleași ca în sezonul trecut. Pe părțile de la munte, pregătirile pentru venirea turiștilor sunt acum pe ultima sută de metri. După ninsorile din zilele trecute, administratorii din Azuga au verificat starea acestora înainte ca turiștii să vină în număr mare la munte. Sorica și Cazacu, cele două pârtii cu o lungime de aproape 8 km, sunt în parametri, iar tarifele la transportul pe cablu nu au fost majorate. Luna octombrie este hotărătoare și vom finaliza lucrările la instalațiile de transport pe cablu, în vederea autorizărilor ISCIR, la instalațiile de înzăpezire și amenajări pe pârtiile din Azuga. Deocamdată tarifele sunt cele practicate în sezonul trecut, avem cartele pe o zi, avem cartele pe urcări, pe puncte. În luna noiembrie-decembrie vom vedea dacă mai corectăm tarifele din de anul trecut, ținând cont de evoluția prețurilor în special la energie electrică. Și unitățile hoteliere de la munte și-au pregătit oferta pentru turiștii care le vor călca pragul. Pachetele de Crăciun și de Revelion au fost deja pregătite. Locurile au fost deja rezervate, iar pentru 4 zile în mini-vacanța de Crăciun, doritorii vor plăti 750 de lei locul în cameră dublă. Pachetul de Revelion este de 5 nopți, iar costul acestuia pentru un loc în cameră dublă e de 1500 de lei. Pachetul de Crăciun în acest an este de 4 nopți, cazare cu demi-pensiune și câteva servicii conexe, activități indoor în sala de bowling, sala de fitness, saună și, bineînțeles, reduceri pentru cartelele de la telegondolă. Pachetul de Revelion este de 5 nopți cu cină festivă în noaptea dintre ani și reduceri la celelalte servicii. Centrele de închiriat echipament sunt pregătite cu schiuri noi-nouțe, iar cei care nu știu să practice acest sport pot lua lecții private, contra sumei de 60 de lei pe oră. Grupurile de copii beneficiază și de reduceri. O lecție de 90 de minute costă 45 de lei.